găsit. Iată, astăzi fac ultimele lucrări de unificare, ceea ce înseamnă aici aveam o colonie cu o matcă bătrână. Ramele astea care au mai rămas sunt cu puiet căpăcit, unul arvar, și o să-i aduc, un nucleu peste el cu matcă tânără. El este de aici. Și aceste rame sunt pline cu puietele. Eu nu mai vreau să iernez acesta, probabil ar rămâne pe două rame dacă aș ierna numai pe ele, astfel o să lunific cu colonia respectivă. Aici am îndepărtat matca, o introduce grila aceasta, o să fie aici, grila de miros, aici, și voi aduce nucleul acela peste el. Și peste 4 zile o să îndepărtez grila și cam atâta voi face. Și peste o săptămână voi face verificările. Am încercat tot felul de metode de a înlocui mărcile și până la urmă rămân tot la aceasta care consider eu că e mai bine, de a unifica nucleul cu colonia care vrei să-i schimbi matca. Am introdus grila, ea arată așa, se vede foarte bine. Prin această grilă albina o să-și facă schimb de hrană și o să accepte mai bine matca tânără. Asta o să fie adăugată la această colonie, matca obținută din luna iulie, prin transvazare. Așa arată unificarea care o fac eu. În spate am introdus acel nucleu roișor și în față a fost colonia. Astfel va ierna foarte bine. În momentul de față aproape toate ramele au puiet, mai puțin, mai mult, undeva la, știu eu câte puiet să calculezi, undeva la 6 rame, zic eu. Bine, o să mai fac o unificare de acest gen în partea din față și pe anul acesta i-am rezolvat pe toți care o să ierneze.